Aro, poate suntem în stare să vedem. Încercăm măcar să vedem. Domnul Alvaro a spus niște lucruri foarte importante. Îmi pare rău că nu le pot reproduce ad literam, textual, fiindcă a spus lucruri foarte importante. În orice caz a zis, printre altele, ca să ne redresăm, e nevoie să ne raportăm la limba naturală. Nu este adică acest lucru nu l-a spus numai Eugen Coceriu, care a fost numit tot timpul Titanul de la Tübingen. A spus-o și Nietzsche, care a arătat că limbile, în dezvoltarea limbilor, au existat două faze. Faza naturală, faza metaforică, cuvântul e metaforă, dacă e metaforă s-a născut ca metaforă, și după aceea este faza politică, când prin reglementările acestea restrictive capătă o anumită configurație, să zicem, voluntară. Limba română este limba naturală, prin excelență, și vreau să vă arăt că stă la baza limbilor europene. Despre această limbă aflată la baza limbilor europene a vorbit Ferdinand de Saussure, fondatorul lingvisticii moderne, când a spus că dacă avem niște limbi înrudite, așa cum sunt limbile indo-europene, cu siguranță avem un strămoș, pe care l-a numit el etnicism primitiv. Gândirea filozofică germană recunoaște existența acestui nucleu, acestui etnicism primitiv, când a spus Urvolk, deci poporul primordial, Urheimat, patria primordială, Ursprache, limba primordială. Deci acestea există în gândirea europeană și noi avem datoria să le aflăm. Acum, ce am aflat eu, am să vă arăt prin acest cuvânt cloambă, care este cuvânt românesc. Vă rog cum o deschideți cloambă. Perfect. Deci, cloambă, în limba română înseamnă creangă. Am avantajul că m-am născut la Sibiu și bunicii mei erau din Topârcea, acolo unde cuvântul este folosit și acum. Cuvântul este scris în dicționarul Academiei Române, acela în 4 volume, cu scoarțe verzi, 2 volume, cu scoarțe bleu închis. Este înscris în dicționarul lui Tache Papahagi. Se întâlnește și în nordul și în sudul Dunării. Cloambă înseamnă creangă. Și acum uitați cum acest cuvânt românesc. De obicei, lingviștii grupează cuvintele asemănătoare. Și zice, provin de la rădăcina. Nu provin de la rădăcina, conservă rădăcina. Sunt ilustrate de rădăcina. De data asta nu sunt cuvinte asemănătoare. De data asta sunt cuvinte generatoare. Deci eu am cuvântul cloambă, care înseamnă creangă. Am în limba română variantă cloampă și după cum vedeți, penultimul, toate cu înțelesul de leagăn, columpio în spaniolă înseamnă leagăn. Vă rog frumos să sesizați această diferență dintre cuvinte asemănătoare și cuvinte generatoare. Cuvântul românesc susține generarea de cuvinte în toate limbile indo-europene, după cum arată acest tabel. Bine, nu toate cuvintele le găsești, dar ăsta este un cuvânt trasor, este un cuvânt care caracterizează întregul sistem. Limba este sistem. Și atunci, uitați, cloambă dă colepca, dă iarăși colepca, colbel, colefca, columpio. În limba engleză, uitați, înseamnă a se cățăra, după aceea tăia lembă, pierde pe un C, care se întâmplă fără probleme, e același cuvânt. Clumber este ca și cloambă, dar fără C. Clamb înseamnă bâtă și creanga poate fi transformată în bâtă. Deci, cuvântul românesc a susținut imaginarea de concepte noi și de cuvinte care definesc aceste concepte. Este esențial.
Pentru culoambe există și varianta climbuci și evident limb înseamnă ramură și toate celelalte limbă, este chiar cuvântul limbă, eu îl înțeleg prin cuvântul climbuci, limbă. Deosebit de important este că acest cuvânt românesc susține formarea de cuvinte și în limba sanscrită. E lamb, în limba sanscrită, verbul se redă prin rădăcina verbală. Tot așa, lamb este ca și lumber de la engleză acolo, deci fără C. Și înseamnă a se legăna, te lege ca și creanga, a te agăța, te agăți de creangă, a te ține de creangă și foarte clar, a căptuși cu șipci. Și pe vremea aceea nu existau gatăre ca să se facă șipci. Se luau mlădițe și se puneau pe unde trebuie, așa cum se întâmplă să construiești. Iertați-mă, mai avem un vorbitor. Deci termin, iertați-mă, termin. Da. Termin. Vă rog. Dați-mă, lăsați-mă să termin, nu pot așa. Nu că nu eram inclus în program asta. Așa, o facem separat. Deci, limba română este o limbă naturală și strămoașa, limba strămoșească pentru toate limbile indo-europene. Este limba unității spirituale a europenilor și nu degeaba noi, ca a spus, cei ce vor vrea să se mântuiască în ale sufletului vor trebui să învețe limba română. Deci trebuie să fim conștienți că purtăm responsabilitatea reînfigării națiunii europene. Mulțumesc! Mulțumim!